La Viena a avut loc astăzi cea de-a șasea întâlnire pan-ortodoxă a tinerilor din Austria. Mai întâi, participanții s-au rugat împreună la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt sfințitul părinte Arsenie, Mitropolitul Ortodox Grec al Austriei, înconjurată de clerici din celelalte biserici ortodoxe surori. Evenimentul s-a desfășurat în campusul școlar Mater Salvatoris și a avut tema Libertate și responsabilitate. Ne-am bucurat că foarte mulți tineri au participat și s-au pregătit pentru a primi Taina Sfinte împărtășanii, iar după ce au primit hrana cea duhovnicească, au fost invitați pentru masa de prânz, iar apoi la cele cinci seminarii organizate, în cadrul cărora a fost dezbătută tema principală a acestei întâlniri de anul acesta, anume libertate și responsabilitate. După ce tinerii au primit informații și au putut pune întrebări pe această temă. Au urmat un program liber în cadrul căruia uh, au putut să aleagă între pictura pe sticlă, uh, muzică, sport, uh, atelier artizanal sau degustări de mâncăruri balcanice și ne că astfel au putut să petreacă o zi împreună iar prezența numeroasă și interesul lor de a arăta că Ortodoxia este parte partea vieților, ne dau speranță că viitorul Bisericii Ortodoxe în Austria este unul luminos, în sensul păstrării valorilor noastre spirituale, al trăirii duhovnice și al bunei înțelegeri între cei de aceeași credință, dar de na naționalitate diferită. Ne-am bucurat de o atmosferă cu totul deosebită, de convingerea că trăim într-o unitate sfântă, de împreună rugare, dar și de împreună lucrare cu mic și mare în ogorul lui Hristos, o încurajare că Sfântul Ortodoxie este trăită în Austria cu multă bucurie și responsabilitate și de către tinerele vlăstare, o dovadă că anii tinereții pot fi puși în slujba lui Dumnezeu. Întâlnirea Pan-Ortodoxă a tinerilor din Austria s-a bucurat în acest an de prezența televiziunii naționale austriece și de un interes deosebit din partea prestei locale.